Vedenie de noapte prin Sora Parasca, 26 februarie 2023. Se făcea că eram foarte mulți poporul Domnului și așteptam căci parcă a început numărătoarea pentru răpirea sfinților. Era scris cu litere foarte mari, iată sfinții și prea iubiții care au răbdat până la sfârșit. Amin. Era ultima pagină din Apocalipsa care trebuia să se închidă. Pe pământ era o întunecime mare, se cânta o cântare foarte frumoasă pe pământ și aceeași cântare o cântau și îngerii. Îngerii se țineau de mână și era o lumină foarte puternică, lumina întreg pământul și o voce din cer striga, fiecare să-și cunoască locul și să nu se miște nici măcar un pas, căci îngerii mei sunt trimiși după aleșii și prea iubiții mei. Știam și înțelegeam cuvântul de ce fiecare trebuia să-și cunoască locul pe pământ pus de Dumnezeu. Eram cu două fete de ale mele și foarte mulți, unii lângă alții, și a început numărătoarea. De la 10 până la 7 deja îngerii au coborât și fiecare trebuia să se pună între doi îngeri. Un înger te ținea de mâna dreaptă, altul de mâna stângă și din pricina asta zicea acea voce că fiecare să-și cunoască locul, că nu poate nimeni să-și țină de mână pe cineva drag. Au coborât până jos pe pământ, au luat sfinții Domnului de mână, așteptam să se termine numărătoarea și să li se zică îngerilor să ridice pe sfinți. Era așa de frumos și de mare o rânduiala că nu se putea greși nici cea mai mică parte. S-au ridicat îngerii vreo 2-3 metri înălțime și parcă ne-au zis la unii să vedem ce e pe pământ. Și am văzut că era tot întuneric. Beznă, nu era deloc lumină. Zicea acea voce că nu mai este lumină, nici măcar o lanternă, nici măcar un telefon. Nu puteau oamenii să mai aprindă, căci nu aveau voie să fie lumină. Însă era o liniște pe pământ, căci toți dormeau. Acea voce striga căci prea iubiții și aleșii mei, chiar dacă este noapte și e în jurul orei 4, ei au știut ceasul și au răbdat până la sfârșit. Însă ceilalți au rămas adormiți în somnul lor adânc. În timp ce urma să plecăm spre cer, a strigat din nou vocea și a zis, orice trebuie să facă omul să mă întrebe pe mine prin tragere la sorți, sau pe loc, sau pleacă. M-am trezit din somn cu o bucurie foarte mare, căci mi s-a dat să văd totul și era atât de frumos, dar mă durea pentru cei rămași, însă nu puteam simți durerea prea mare din cauza cântării, care o cântam cu îngerii și știam că oamenii singuri nu voiau să plece, căci erau în somnul lor. Când m-am trezit, era ora 4 și 12 minute. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne facă parte de acea plecare. A fost ceva ce nu poți descrie în cuvinte. Amin.